Săptămâna viitoare debutează cu o serie de evenimente politice și economice ce vor aduce România în atenția presei internaționale și a oficialilor europeni. Este vorba despre sosirea primului ministru al Chinei la București și Forumul Economic și Comercial China-Europa Centrală și de Est, ce vor avea loc între 25 și 27 noiembrie la Palatul Parlamentului. La reuniunile forumului vor fi prezenți aproape 1000 de reprezentanți ai sectorului privat, public și de stat din 16 țări europene, dar și din China. Cu această ocazie se va evalua stadiul de implementare a propunerilor de promovare a cooperării între țările Europei Centrale și de Est și China, stabilită la Varșovia, și vor fi identificate proiecte de cooperare în domenii precum energia, agricultura, infrastructura, IT și turism. Este o reuniune politică la cel mai înalt nivel și faptul că Bucureștiul și Guvernul României este organizator, în opinia deputatului PSD Nicolae Florian, reprezintă o oportunitate pentru a dezvolta atât relațiile României cu China, cât și relațiile regionale cu celelalte state europene. Vor fi semnate un număr important de memorandumuri și acorduri privind declarația politică, scrisori de intenție în domeniul energiei, în domeniul sanitar-veterinar, în domeniul colaborării culturale și o serie de contracte comerciale. Pe parcursul celor 3 zile vor avea loc și întâlniri bilaterale cu premierii celorlalte țări din regiune, în așa fel încât se va oferi ocazia să se dezbată momente și elemente aflate pe agenda bilaterală dintre România și partenerii noștri regionali. La acest forum economic și-au confirmat participarea 1000 de oameni de afaceri, 300 din China, 400 din România și 300 din celelalte țări din Europa de Est și Centrală, iar 400 de jurnaliști din presa internațională vor fi acreditați să participe.